Oameni buni, bine v-am regăsit la o nouă ediție din Secretele Brașovului. Astăzi, întreaga emisiune o vom dedica sărbătorilor de Crăciun, pentru că, așa cum se cuvine până la urmă, Crăciunul trebuie să își ia partea sa în fiecare an. Mai ales că anul acesta avem de-a face cu un Crăciun un pic diferit. De ce? Pentru că, până la urmă, Crăciunul fără oameni și oamenii fără Crăciun nu ar exista și nu ar funcționa, să spunem, nu ar fi. Și astăzi cred că se cuvine să dăm totul acestei sărbători, pentru că eu cred că, în primul rând, avem de-a face cu o păstrare a valorilor tradiționale. Trebuie să facem lucrul ăsta și într-o lume care parcă din ce în ce mai mult, nu știu, își creează alte valori, cred că cele tradiționale ar trebui să aibă locul lor și să rămână acolo unde sunt, chiar dacă apar unele noi pe parcurs, fără îndoială. Așa că astăzi vom discuta despre Crăciun împreună cu managerul Muzeului de Etnografie Brașov și totodată istoricul pe care deja cred că îl cunoaștem cu toții, domnul Alexandru Stănescu. Bine ați venit, domnule Stănescu! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Sunt multe lucruri pe care aș vrea să le abordăm, însă cred că ar trebui să începem de la ceea ce am spus așa în preambul, și anume vis-a-vis de valorile, de tradiții, de ceea ce este în Brașov. Și dacă vreți, v-aș sugera cu rugămintea și poate dacă vreți cu scuza că o să vă întrerup, pentru că știu că aveți multe lucruri de spus și știu că aveți multe lucruri pe care, despre care ați vrea să spuneți, dar aș vrea să încercăm să facem cât mai, nu știu, punctual, ca să aflăm cât mai multe lucruri. Așa că, cu scuzele de rigoare, că chiar o să vă întrerup la un moment dat ca să nu continuăm să mergem în foarte multe detalii. Și aș vrea să faceți o considerație, dacă vreți, vis-a-vis de aceste valori de Crăciun pe care știu că le cunoașteți și le practicați, numai că le cunoașteți, vis-a-vis de ceea ce se întâmplă actualmente și cum am putea să facem cumva ca aceste valori să fie, să rămână undeva acolo și, nu știu, la copiii copiilor noștri. Cred că prima trăsătură caracteristică a sărbătorii Crăciunului este, am putea să spunem că este măreția, dar nu orice măreție, ci măreția tradiției care vine de departe. Sărbătoarea nașterii Mântuitorului, care, să spunem, datează de la începuturile creștinismului, cu toate influențele pe care le-a receptat de la un moment dat la altul, în Evul Mediu, în epoca modernă și în epoca contemporană, rămâne totuși una dintre cele mai însemnate sărbători ale creștinătății, poate să zic că aproape la fel de însemnată ca sărbătoarea Învierii sau Sfintele Paști. Și aș spune că întreg convoiul de ritualuri, de cântece, de evenimente, stări și atitudini legate de această sărbătoare s-au păstrat în mare măsură chiar și în contextul actual sau contemporan. Ce e important de spus despre această tradiție a cărei, să spun așa, caracteristica principală, am spus eu că este măreția. Da? La toți ne place Crăciunul, la toți ne plac colindele, la toți ne plac ritualurile legate de Crăciun, bucatele care se fac pentru aceasta, slujba de la biserică, pomenirea și celebrarea nașterii Mântuitorului ne par deosebit de importante pentru această perioadă. Eu zic că această măreție a tradiției este cea care, de fapt, a asigurat cumva continuitatea acestei sărbători. Eu nu cred că ceva ce nu este util, ce nu este frumos, ce nu e bun, se poate păstra. Faptul că generații, faptul că popoare diferite care au adoptat creștinismul la un moment dat sau la altul, au adoptat cu inima deschisă această sărbătoare și au păstrat-o și au frumusețat-o, arată faptul că
atitudinea aceasta pe care iau o face să renască în sufletele oamenilor starea de pace, de mulțumire, de bucurie, de a sărbători ceva, contribuie la păstrarea acestei tradiții. Tradiția aceasta, vedeți, este păstrată în deosebi în familie. Și de asta cred eu că în aceasta constă și trăinicia ei. Adică prima dată de această sărbătoare se bucură membrii familiei, părinții, copiii, bunicii, rudele mai apropiate, după aia și prietenii și tot lărgim cercul până la întreaga societate. Poate că astăzi trecem într-o fază de naturare oarecum a sărbătorii și cel puțin vedem că în multe locuri sau pe anumite canale de informare predomină consumismul și că sărbătoarea aceasta a nașterii Mântuitorului pare mai curând un prilej de a face daruri decât de a celebra sau de a te bucura de acest eveniment religios care a schimbat, de fapt, soarta umanității acum peste 2000 de ani, dar totuși vedem că în mare măsură, atât la sat cât și la oraș, atât în România cât în întreaga lume creștină, această sărbătoare generează aceleași atitudini și aceleași stări. Chiar dacă se suprapune peste ea consumismul, dar eu cred că acea măreție a tradiției de care am vorbit, acele atitudini care renasc în perioada acestor sărbători, acele sentimente care se dezvoltă și există în această perioadă, îi asigură acestei sărbători, i-au asigurat perenitatea și îi vor asigura și viitorul. Dar ea trebuie să rămână până la un punct și o stare interioară și o sărbătoare a familiei, în primul rând. Mulțumesc și cred că foarte bună această introducere. Haideți să încercăm, v-aș propune să luăm câteva din aspectele importante care există în afara a ceea ce trăirea aceea interioară despre care pomeneați, ceea ce vedem zi cu zi și ceea ce se întâmplă, colinde, servirea mesei, lucruri de genul acesta. Și haideți să începem cu partea de colinde. Cred că este destul de clar mai nou când intrăm în anumite, nu știu, magazine, centre comerciale și așa mai departe, există colinde. Nu știu dacă a făcut cineva un studiu să vedem care este ponderea colindelor românești vis-a-vis de ponderea colindelor străine, un jingle bell, spre exemplu. Dar v-aș propune să ne aplecăm acum asupra colindelor reale, cele care sunt în schei Brașovului sau cele din zona aceasta. Pentru că eu sunt convins că foarte puțină lume știe, nu știu, în afară de un Ștefan Hrușcă, un așa mai departe, colindele tradiționale. Da, într-adevăr. Ideea aceasta utilizării colindelor străine cred că a venit la pachet cu consumismul și cu transformarea sărbătorii nașterii Mântuitorului în acea sărbătoare, să spun așa, a umanității, în care oamenii găsesc așa un motiv de a-și face daruri. Dar, știți, e ca și, să spun, face parte din acel marketing extern care însoțește filmele străine sau produsele străine sau chiar și cartea străină, ați văzut cartea pentru copii. Vine cu marketingul ei, și cu discuri, și cu jocuri multimedia, și cu reclame la televizor foarte frumoase, haioase, vesele, așa, și se impune în fața unor cărți pentru copii autohtone sau vechi. Sau... Noi nu avem nimic, să spun, ca să promovăm cărțile lui Petre Ispirescu. Nici un joc video, nici măcar o reclamă cântată, nu știu, legată de sarea în bucate sau de prânzea cervoinic, ca să-l dau un exemplu. Da, deci, acest marketing extern care vine e foarte bine dozat,
pregătit să se impună în fața a ceea ce avem noi aici și ceea ce cultivăm noi în mod tradițional. Nu spun că în plan extern sau la alte popoare nu există colinde și obiceiuri foarte frumoase. Dar spun că poate de asta auzim în mall-uri sau auzim în, pe anumite canale de televiziune mai mult colinde străine decât cele românești, pentru că ele țin de un cu totul alt marketing și nu au de a face absolut deloc cu promovarea culturii tradiționale românești despre care ne ocupăm noi. Important este pentru noi să ne cultivăm, de fapt, propriile colinde. Dar poate că și pentru aceasta trebuie creată o anumită atmosferă. Și dacă alegem să serbăm, nu în mediul privat, ci să spun în exterior, pe străzi, în orașe, mai curând Moș Crăciun, sau cum era pe vremea lui Ceaușescu, Moș Gerilă, care îți aducea șosetele și portocalele de la sindicat, atunci nu mai contează atât de mult cultura tradițională, pentru că Moș Gerilă nu venea cu niciun, cu nicio colindă tradițională, că nu se vorbea acolo nici de nașterea Mântuitorului, nici de alte lucruri. Era cumva o sărbătoare a bucuriei și o idee de a face cadouri celor dragi. Eu cred că noi trebuie să cultivăm, pe de o parte, propriile noastre tradiții, iar din tradițiile altora să luăm ce este mai bun. Mie îmi plac foarte multe colinde străine și cred că nu există român care să nu știe Obrat Frumos sau Silent Night sau mai știu eu alte colinde care sunt deosebite și s-au impus cumva și în cultura noastră. De fapt, cred că ele fac parte din patrimoniul umanității. Și la un moment dat eram pe un aeroport internațional și din noianul ăla de colinde străine am auzit o piesă românească care nu e colindă, dar era de sezon. Sanie cu zurgălăi, cântată în limba franceză. Da, și m-am simțit extraordinar de bine auzind acest cântec românesc, care de fapt, vreau să vă spun că acolo, în străinătate, era perceput ca o colindă. Dar da, asta ține tot de marketing, că nu avea nimic de a face cu colinda. Un cântec românesc frumos, de cântat iarna. Nu. Da. Până la urmă, cred că nu e vorba de o concurență, e vorba de sărbătoarea Crăciunului care trebuie să se manifeste până la urmă în toată lumea și e normal să fie așa. Haideți să trecem un pic la partea de bucate, de masă, pentru că știu că și-am mai amintit la un moment dat într-o discuție despre acea carte pe care urma să o lansați. Știu că ați lansat-o și e vorba despre civilizația mesei în Brașov, tradiții și bucate alese în Șchei și Brașov vechi. Ea există deja, eu am văzut-o, am și răsfoit-o și v-aș ruga să ne spuneți puțin câteva din ideile acestei cărți, pentru că mie mi se pare foarte important. Este o carte care promovează și păstrează, practic, tradiția mesei. Și sunt acolo bucate și băuturi care se regăsesc inclusiv în preajma Crăciunului. Da, de fapt, acesta a fost și scopul, să oferim publicului brașovean așa anumitele, să spun, bucate cu rost. Cele care se serveau în perioada Paștelui sau anumite sărbători, cele care se serveau în perioada postului. Cozonacii, mie îmi par o mâncare și pentru aproape orice sărbătoare. Sau să întâmpini oameni în casă cu un lichior de ouă sau cu alte feluri de lichioruri sau cu, să spunem, cu sărățele sau cu produse din acestea care sunt specifice mediului brașovean sau culturii tradiționale brașovene, îmi pare un lucru care trebuie luat în seamă, mai ales de sărbători, pentru că toți știm că mâncarea cea mai bună, cea mai, să zic așa, fastoasă, e mâncarea de sărbătoare sau mâncarea de la anumite evenimente din viața omului. Dar nu te duci la nuntă ca să mănânci tocăniță ce mănânci acasă sau omletă ca la micul dejun. Mie îmi pare important din punct de vedere a culturii tradiționale să înțelegem că unele mâncăruri este bine să le mâncăm doar atunci când este cazul sau că sunt specifice anumite sărbători, dar nu mâncăm mucenici, de exemplu, tot timpul anului, ci numai când este sărbătoarea celor 40 de mucenici. De asta zic și coliva, nu ar trebui să devină chiar
o prăjitură românească, dar am salutat faptul și chiar mi-a plăcut că în Brașov există o cofetărie care face înghețată cu colivă. Adică mi-a părut o încercare de a împinge tradiționalul și un anumit preparat foarte popular într-o zonă în care nu te fi gândit niciodată că se poate afirma. Cultura tradițională are foarte multe valențe și este foarte versatilă după mine. De asta a și reușit să treacă diverse epoci și să transmită anumite valori până la noi. Cum să vă spun, culoarea locală reflectată de civilizația mesei sau de anumite obiceiuri sau de anumite cântece dă o mai mare valoare unei mese. Deci dacă mă vreau să spun turiști, ceea ce nu e cazul în perioada asta de pandemie, și am putea să le oferim un tablou complet a ceea ce înseamnă civilizația mesei de sărbători, dar și felul în care serbează românii această perioadă cu bucatele și cu cântecele și cu tradițiile care au loc în ocazia Sfintelor Sărbători de iarnă, cred că acești turiști ar pleca cu o altă idee despre poporul român decât cea pe care mulți dintre ei și-au format-o pe acasă datorită canalelor media. Referitor la tradițională, aș vrea să spun că noi avem și niște colinde care sunt specifice și poate chiar aș vrea să le, aș zice că e bine să le menționăm. Că toată lumea știe, de exemplu, colinda Pleacă Lina la Fântână, Daliana de Albă Floare, nu o să apuc acum să o cânt, dar vreau să spun că această colindă este specifică țării Bârsei, ea este specifică șcheilor Brășovului și poate fi, chiar dacă a ajuns o colindă națională pe care o cântă Narcisa Suciu sau Paula Selling sau alte mari vedete de muzică ușoară românească sau o cântă poate toată suflarea astăzi ca și orice veste minunată, să spunem, ea este o colindă a brașovenilor și ar trebui cultivată îndeosebi. Adică ar fi de preferat că atunci când intri într-un magazin din Brașov, măcar o dată pe oră să auzi această colindă. Unu, pentru că e foarte frumoasă și doi, pentru că e de-a noastră și ține de specificul local. De asemenea, cred că ar fi fost indicat ca noi să promovăm și alte cântece legate de această sărbătoare din șchei Brașovului. În șchei, pe lângă faptul că mai erau niște colinde specifice, cum e o colindă a junilor care se cheamă Domnul Jun și Goie Fată, exista și obiceiul de a cânta anumite serenade, dintre care una foarte frumoasă, care se cânta și în perioada aceasta a Crăciunului, în seara de ajun, era O Seară Lină, care eu cred că ar trebui pusă în valoare și cred că ar suna foarte bine chiar și într-un supermarket, ori de ce fel ar fi el. Iar în legătură cu masa, aș spune așa că noi brașovenii avem, de fapt, un atu în ceea ce vrește civilizația mesei. Datorită sașilor, dar și românilor din șchei Brașovului care au dezvoltat o civilizație urbană, suntem singura comunitate românească care avem o tradiție gastronomică și culinară urbană. Și aceasta merită să fie pusă în valoare. Iar eu cred că dacă ne uităm bine la proveniența multora dintre rețetele care sunt astăzi să zicem standardizate și sunt, să zicem, naționale românești, multe din ele își au izvorul sau sursa în aceste vechi rețete din Brașov. Da. Să spun, restul sau rețete asemănătoare sunt de fapt variante regionale, dar cred că nota definitorie și standardizarea poate gustului sau anumitor ingrediente la ceea ce numim, să zic, preparate naționale e dată de preparatele de Brașov.
Sunt câteva aspecte despre, pe care le-ați pomenit și care provin din istoria Brașovului și istoria orașului vechi, să spunem așa, ce trece dincolo de poarta Schei, cumva. Și aș vrea să ne mai spuneți, așa, mai avem câteva minute numai, după care o să lăsăm un filmuleț în încheierea primei părți asta. Păstrăm puțin suspansul ca să vedem despre ce e vorba. Însă aș vrea să ne pomeniți puțin de cum în două minute așa, pentru că atât mai avem din prima parte, despre cum se manifestă sărbătorile sau cum sunt, cum le creează junii. Ceata de fecior, sunt, știu că sunt câteva aspecte foarte interesante asupra acestui aspect. Da, Brașovul are foarte multe evenimente tradiționale în această perioadă și nu atâta orașul sau comunitatea. Știm că în ultimii ani a renăscut obiceiul colindului junilor, iar în restul județului avem așa numită ceata de feciori. Iar dintre aceste obiceiuri ale cetei de feciori se spune că cele mai cunoscute sau ceea ce merită să fie menționat, mai ales este vorba de obiceiul de ceată de feciori din Țara Oltului sau Țara Făgărașului, cum se mai spune. Pentru că în această zonă, fiecare sat are câte o ceată care se constituie de obicei cam de Sfântul Nicolae și își continuă activitățile până de Sfântul Ioan. Adică aproape, să spunem, o lună întreagă, iar ceea ce numim noi sărbătorile de iarnă cu ajunul Crăciunului, Crăciunul propriu-zis, Sfântul Ștefan și, să zicem așa, datorită modernismului, chiar și Revelionul, intră, de fapt, în această perioadă a obiceiului de ceată, care începe de Sfântul Nicolae și se termină cu Sfântul Ion, când are loc, să zic, balul cetelor. Haideți să vă propun să îi lăsăm pe telespectator să vadă un scurt clipuleț, după care, clipuleț, nu-i clipuleț, că e un material video, luăm o scurtă pauză și ne reîntoarcem și intrăm un pic în zona muzeală, să spunem așa, și în această, ca să păstrăm discuția în continuare pe tema Crăciunului. Deci, o scurtă pauză, în continuare veți vedea un scurt material video și ne reîntoarcem. Sănătos, măi, dar vonel cu frunza ailată, cum e
mândru și frumos, la anul și la mulți ani! De mirosul florilor, o Doamnele Domnului, Doamne, de zborul albinelor. Am văzut pe Fiul Sfânt, o Doamnele Domnului, Doamne, Fiul Sfânt pe acest pământ, mititel înfășețel, o Doamnele Domnului, Doamne, scutecel îndojenel, noi umblăm și colindăm, o Doamnele Domnului, Doamne, aceste gazde le închinăm. Atențiune, feciori, avem de mulțumit gaze pentru cinstea și suma de 850 lei. Trăiască! Păi de urița mântrii s-a născut și Fiul Sfânt, o Doamnele Domnului, Doamne, Fiul Sfânt pe acest pământ. Iar Crăciunul cel bătrân, o Doamnele Domnului, Doamne, mână sluga cea mai mare, ca să vadă și să creadă, o Doamnele Domnului, Doamne. S-a născut și Fiul Sfânt, o Doamnele Domnului, Doamne, iar Crăciunul cel bătrân, o Doamnele Domnului, Doamne, mână sluga mijlocie, ca să vadă și să creadă, o Doamnele.